Bucle aurii și cei trei urși. A fost odată o fetiță care locuia într-o căsuță la marginea pădurii. Numele ei era Bucle aurii. Mama ei i-a spus să nu meargă niciodată singură în pădure, că nu se știe niciodată ce se poate întâmpla. Bucle aurii era foarte ascultătoare, dar într-o zi, în timp ce culegea flori pentru mama ei, a văzut o floare minunată. Abia a cules-o și a zărit încă una. Și tot culegând flori, fără să-și dea seama, fetița intra tot mai adânc în pădure. Când a strâns un buchet destul de mare, Bucle aurii a hotărât să se întoarcă acasă. Dar care era drumul? Alese o potecă la întâmplare și în scurt timp se pierdu în adâncul pădurii. Bucle aurii rătăci vreme îndelungată. Era obosită și era foame. Era gata să izbucnească în lacrimi când, printre copaci, zări o căsuță. Se apropie pe vârfuri și privi pe fereastră. Dar în căsuță nu era nimeni, așa că se hotărâ să intre. Încăperea mirosea bine. În mijlocul ei era o masă, iar pe masă erau trei castroane cu terci. Unul mai mare, unul mijlociu și unul mic. Bucle aurii gustă din primul. "Ah, prea fierbinte," spuse fetița. Gusta apoi din al doilea. "Prea rece," spuse ea. Gustă și din al treilea. "Da, tocmai bun." Și îl mâncă pe tot. Acum, că nu-i mai era foame, se gândi să se odihnească puțin. Văzu trei scaune, unul mai mare, unul mijlociu și unul mic. Îl încercă pe primul. "Ah, prea tare," spuse fetița. Îl încercă pe al doilea. "Prea moale," spuse ea. Îl încercă și pe al treilea. "Da, tocmai bun." Și se așeză comod pe el. Dar dintr-o dată, trosc, scaunul se rupse în bucăți. Bucle aurii se ridică și căută mai departe prin căsuță, până când găsi dormitorul. În dormitor erau trei paturi, unul mai mare, unul mijlociu și unul mic. Îl încercă pe primul. "Ah, prea tare," spuse fetița. Îl încercă pe al doilea. "Prea moale," spuse ea. Îl încercă și pe al treilea. "Da, tocmai bun." Se întinse pe micul pat și a dormit. În acest timp, cei trei urși care locuiau în căsuță, tata urs, mama urs și pui de urs, își terminau plimbarea prin pădure. "Probabil terciu s-a răcit deja. Să mergem acasă," spuse mama urs. Când au intrat în casă, au văzut imediat că cineva fusese acolo în lipsa lor. Când s-a apropiat de masă, tata urs zise: "Cineva a gustat din terciul meu." "Cineva a gustat și din terciul meu," spuse mama urs. "Cineva a gustat din terciul meu și l-a mâncat pe tot," strigă pui de urs. Privind în jur, tata urs observă scaunele. "Cineva a stat pe scaunul meu," zise el. "Cineva a stat și pe scaunul meu," spuse mama urs. "Cineva a stat pe scaunul meu și l-a rupt," strigă pui de urs. Oare cine invadase căsuța urșilor? Cei trei urși porniră în căutarea musafirului nepoftit. Nimeni aici, nimeni acolo, nimeni nicăieri. Când au ajuns în dormitor, tata urs zise: "Cineva a stat în patul meu." "Cineva a stat și în patul meu," spuse mama urs. "Cineva a stat în patul meu și e încă aici," strigă pui de urs. Cu atâta gălăgie în jur, Bucle aurii se trezi din somn. Privi speriată spre cei trei urși, scoase un țipăt, țâșni din pat și o rupse la fugă sărind direct pe fereastra deschisă. Cei trei urși nu erau răi, așa că nu o urmăriră. Pui de urs strigă pe fereastră: "Ia-o pe poteca din dreapta dacă vrei să ieși din pădure." Bucle aurii o luă pe poteca din dreapta.
nu se mai opri să culeagă flori sau să asculte păsărelele. Și în curând ajunse acasă. Îi povesti mamei despre căsuță, despre terci, despre scaunul rupt, despre cei trei urși. Vezi, draga mea, spuse mama, dacă mă ascultai, nu te rătăceai prin pădure. De atunci, Bucle Aurii nu s-a mai depărtat de casă, nu a mai mers singură în pădure și nu i-a mai văzut pe cei trei urși niciodată. Sfârșit.